Cardul va fi livrat la locuința asiguratului și predat titularului pe baza actului de identitate. În cazul în care operatorul de servicii poștale se prezintă de două ori și nu găsește titularul acasă, va preda cardul casei de asigurare de sănătate în raza căreia își are acesta domiciliul. Fiecare card va avea înscris numărul asiguratului format din 20 de caractere, numărul de card și un cod chip compus din 25 de caractere. Chipul cardului va conține datele de identificare ale pacientului, numele și prenumele, data nașterii și CNP-ul și datele de identificare ale medicului de familie, numărul de telefon, numele, prenumele, codul medicului de familie. Pe chipul cardului pot fi înscrise și datele de contact a două persoane pe care asiguratul le desemnează să fie contactate în caz de urgență medicală, numele, prenumele și numerele de telefon. Pentru a putea vizualiza informațiile înregistrate pe chipul cardului de sănătate, toți furnizorii de servicii medicale trebuie să își achiziționeze cititoare de carduri. Implementarea acestui card de sănătate va permite urmărirea felului în care sunt tratați pacienții, pentru ca modul în care se cheltuie banii în sistemul asigurărilor de sănătate să fie mult mai transparent.